Pace sfântă, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în această frumoasă seară de 4-a 2-a 2022. Și mulțumim Domnului pentru această seară, pentru bucuria aceasta de a putea să fim din nou împreună. Avem o seară de bucurie, dragi frați și surori, pentru că putem să stăm din nou împreună cu fratele nostru, păstor Relu Bagnaru, de la Biserica Deo Gloria din Timișoara, și slăvim pe Dumnezeu că avem această oportunitate, oricât de departe am fi, să ne putem bucura împreună. Amin. Și mai mult că putem să stăm în această frumoasă părtășie, și așa cum vedeți acolo jos, am pus un link. Este un nou început pentru noi și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Dragi frați și surori, suntem în direct totodată, suntem în direct pe platforma de Facebook și totodată împreună cu noi sunt frații și pe împreună cu noi și prin Zoom. Sigur că da, până în momentele acestea toți frații stau și ne vor asculta, vor asculta cuvântul care se va fi în seara aceasta. Apoi, la finalul acestei transmisiuni, toți cei ce doriți să aduceți cauzele dumneavoastră fratelui păstor, le puteți de data aceasta, le voi și citi, dar le puteți aduce în direct, pentru că le veți putea citi, chiar le veți putea spune verbal fratelui păstor prin platforma Zoom. Deci puteți accesa link-ul, puteți intra și pe Zoom, iar la final puteți intra pe Zoom și să spuneți frumos pe rând fiecare cauzele dumneavoastră în direct, puteți să spuneți cauzele, este foarte simplu, fratele păstor va putea să vorbească cu dumneavoastră în direct. M-am gândit la varianta aceasta în care să-i mulțumim Domnului și totodată să-L slăvim pe Dumnezeu prin felul acesta. Așa că în seara aceasta, așa cum stăm aici, ne bucurăm și lăudăm pe Dumnezeu pentru toate. Până la final ne bucurăm și Dumnezeu să-și facă lucrarea. Amin. Tatăl Sfânt din ceruri, în seara aceasta ne-am adunat aici, Doamne, și îți mulțumim pentru că încă o dată, Doamne, Dumnezeule, putem să fim împreună în această frumoasă lucrare pe care Tu ai hotărât-o, Doamne. Ne bucurăm, Doamne Dumnezeule, pentru fratele Relu, Doamne, care este împreună cu noi în fiecare vineri seara, Doamne. Și Tu, Doamne Dumnezeule, ai adus cuvânt întotdeauna prin fratele nostru, Doamne. Ai pus cuvânt în el, Doamne, și îți mulțumim pentru că timpul acesta este un timp valoros, Doamne, pentru inimile noastre, Doamne. Pentru că Tu, Tată din ceruri, ne umpli cu putere, Doamne, în felul acesta, Doamne, ne umpli cu putere, Doamne, ne binecuvântezi Tu, Doamne, și îți mulțumim pentru că ne dăruiești viața, Doamne. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu. Tu ești Cel care, Doamne, ne dă putere, Doamne, ne ridici, Doamne. Și în seara aceasta, Doamne, vrem ca la finalul acestei seri, Doamne, Tu să binecuvintezi lucrarea aceasta, Doamne, prin puterea Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că putem să fim în direct prin această cale, Doamne. Și putem, Doamne, să primim cuvântul Tău, Doamne. Mă rog, Doamne, Dumnezeul nostru, ca la finalul acestei transmisiuni, să pui Tu, Doamne, Dumnezeule, peste cei care se vor ruga împreună cu noi, care vor sta împreună cu noi, Tată din ceruri. Iar la final, Doamne, vor aduce cauza lor, inima lor. Mă rog ca Tu să intervii cu putere, Doamne. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru ce faci pentru noi, Doamne. Amin. Ești deosebit, Doamne, prin tot ceea ce faci, Doamne, prin cuvintele, Doamne, care Tu ne aduci. Îți mulțumim, Doamne, că Tu te atingi de noi și în seara aceasta, Doamne, vei face, Doamne, iar din nou, Doamne, seri de mărturie, Doamne, că știu că Tu vei lucra cu putere, Doamne. Aici suntem adunați în numele Tău, Doamne, și de aceea îți mulțumim că Tu ne binecuvintezi viața, Doamne. Și îți mulțumim pentru toate, lăudați să-ți fie numele. Amin. Amin. Așa cum suntem adunați în seara aceasta,
suntem în direct și pe Zoom, aveți linkul de Zoom acolo, suntem în direct și pe platforma de Facebook. Și, dragi frați și surori, în timpul acesta, un timp binecuvântat de noi, de Dumnezeu, pentru noi, la final veți putea aduce de acum încolo să-i transmiteți în direct fratelui păstor cauzele dumneavoastră. Dacă accesați linkul, nu veți putea vorbi până la final, dar la final vă voi da voie, voi deschide accesul la microfoane, voi deschide accesul la imagine, veți putea discuta direct cu fratele păstor, să-i spuneți cauza și seara aceasta va fi o seară binecuvântată. Aveți linkul de Zoom, puteți să intrați, pot intra până la 100 de frați acolo. Rămâneți și pe Facebook și totodată, la final, puteți să spuneți fratelui păstor cauzele pe rând. Nu voi mai trebui să le citesc doar de aici, voi citi și de aici, dar să le spuneți dumneavoastră în direct. Va vorbi fratele păstor cu voi, o să vedeți la final cum se va întâmpla, atunci voi deschide, după cuvânt, voi deschidem și microfoanele pe Zoom, voi da acces microfoanelor, voi da acces imaginii și veți putea să vorbiți cu fratele păstor. Amin. Frate păstor, am lungit un pic mai mult timpul acesta, că a trebuit să spunem noua formație cum va fi, ca frații să poată să și vorbească cu dumneavoastră la final. Iar apoi vom încheia acest timp. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dragii mei frați și surori, oameni frumoși și oameni speciali, fiți binecuvântați de Domnul în această seară. Mă bucur să putem fi împreună. Este un format nou, vom începe să lucrăm poate și la modul acesta prin harul Domnului și prin, apoi și prin implicarea familiei Crăciun, fratelui Adi și surorile noastre scumpe, Luciana, îi binecuvântăm pentru că ei dau așa de mult și energia, timpul lor și ne bucurăm că putem de asemenea împreună cu dumneavoastră, care la ora asta poate târzie pentru cei care sunteți în România, poate destul de târzie pentru cei care sunteți în diaspora, la ora asta totuși sunteți aici împreună cu noi să-L onorăm pe Domnul, să-L binecuvântăm, să ne rugăm împreună. Inițial mi-am pregătit un mesaj despre rugăciune, probabil că o să-L am dățile viitoare. Dar să știți că este important să învățăm să ne rugăm tot mai mult. Să ne rugăm cu pasiune, să ne rugăm cu foc. Astăzi am să vorbesc despre vise, despre ceva care se obține nu stând cu mâinile în sân, ci punând toată energia, toată pasiunea, toată rugăciunea, toată dedicarea de care poți, la care te cheamă Domnul, pentru a obține ceea ce din totdeauna ai vrut. Și astăzi, mesajul din această seară este și are de-a face cu a păși pe tărâmul viselor tale. Nu știu care sunt visele dumneavoastră, dar sunt convins că fiecare dorește ceva, visul de perspectivă. Mă refer la ceva ce doriți să se întâmple realmente. Poate cineva să se întoarcă la Domnul, poate ca viața noastră să fie schimbată și să fie transformată în bine. Poate doriți să vă apropiați, să fiți mai dedicată sau dedicat trăind pentru Hristos. Poate ca viața de familie, poate doriți să vă căutați și sunteți în efervescența găsirii unui partener de viață, poate o soție sau poate doriți un soț sau poate sunt... Poate, știu eu, doriți un copil să vină în familia dumneavoastră și până acum au fost eforturi și rugăciuni și nu s-a întâmplat nimic. Eu cred că este un vis pe care Dumnezeu vrea să îl facă să germineze într-o seară ca aceasta, iar rugăciunile noastre împreună, dragii mei, rugăciunile în învoire, rugăciunile puse împreună cu sinceritate și cu pasiune și foc, dragii mei, sunt convins că sunt cel mai bun agent germinant care va putea aduce în ființă ceea ce vă doriți dumneavoastră. Nu contează de unde pornești, ci unde vei ajunge. Vreau să vă provoc și împreună cu fratele Adi, normal, mesajele noastre de vineri seara sunt mesaje care vrem să vă motivăm la a fi un creștin disponibil, un creștin elastic, dând dovadă de spiritaneitate, adică nu de spontaneitate, ci de prezența Duhului Sfânt în viața dumneavoastră.
fără Duhul Sfânt nu avem nimic. Dacă avem doar mintea cu noi și dacă avem doar emoția cu noi când ascultăm o predică, lucrurile se vor topi în emoțiile care poate ne vor încălzi sau prea fluturași în stomac sau la anumite cuvinte frumoase sau interesante pe care le vom așeza pe sertarele minții. Dar eu mă rog ca mesajele de vineri seara să pătrundă în Duhul dumneavoastră. Ele vor avea rod și vor fi eficiente și vor dovedi cu adevărat, se vor dovedi fructuoase pentru dumneavoastră și rodnice, doar atunci când ele vor pătrunde în Duhul dumneavoastră, adânc acolo, în locul comuniunii, în locul întâlnirii dumneavoastră cu Domnul, și mă rog ca aceasta să aibă loc. Și în seara aceasta, mesajul din seara aceasta să vă binecuvinteze. Citeam un articol care spunea că Walt Disney, marele cartonist, dacă vreți, sau desenator, a fost dat afară din serviciu din lipsă de creativitate. Pentru că, cumva, într-un fel, oamenii spuneau că nu are talent. De-aia el a fost perseverent. El nu s-a oprit, el a mers înainte. Și a și încercat să creeze Disneyland. Este un tărâm feric pentru copii. Cine merge prin Statele Unite, în Anaheim, Los Angeles, întâlnește, găsește locul acela care a fost minific, am trecut și eu pe acolo. Ei, și a și falimentat de câteva ori până a ajuns să construiască Disneyland-ul, dar nu s-a lăsat. El a fost un exemplu și îl dau ca exemplu de perseverență și cred că viața noastră trebuie să fie marcată de perseverența modului în care umblăm cu Domnul. Despre Lev Tolstoi se spunea că a fost exmatriculat din colegiu pentru că a fost considerat incapabil sau fără dorința de a învăța. Și Lev Tolstoi ajunge unul din cei mai mari scriitori clasici. De asemenea, profesorul lui Beethoven spunea despre Beethoven, marele Ludwig van Beethoven, că este fără speranță de a deveni compozitor. Și totuși, el a depășit așteptările tuturor din jurul lui. Despre Winston Churchill, care a fost prim-ministru Angliei în timpul celui de-al doilea război mondial, se spune că a fost repetent în clasa 6 și devine prim-ministru la 62 de ani, când alții se gândesc că trebuie să iese în pensie, să stea doar cu copilașii sau să crească pui sau purceluși. El a condus națiunea Marii Britanii spre biruință, spre victorie și a dus cumva, a fost o forță majoră sau o componentă majoră în înfrângerea lui Hitler, dar a fost perseverent. Vorbim despre perseverență în seara aceasta. Henry Ford se spune că eșuează de câteva ori până la urmă prezintă modelul T4, care a fost prima mașină, una dintre primele mașini, sau poate chiar prima mașină, considerată mașină, mai mult decât un car cu roți, dar el de asemenea a fost perseverent. Și vedeți, reușita este de fapt suma micilor eforturi repetate zilnic la nesfârșit. Repet, reușita nu este dată de chestii majore, de lucruri sclipitoare, ci de suma, de adunarea micilor eforturi, adunate congruent, consecvent și repetate zilnic, la nesfârșit. Spunea undeva și mi-a plăcut lucrul acesta că caracterul ne face să ne dăm jos din pat, implicarea ne face să acționăm, iar disciplina ne ajută să mergem până la capăt. Avem nevoie de caracter, avem nevoie de implicare sau dedicare și avem nevoie de disciplină în viața noastră de creștini, dragii mei. Deci, repet, caracterul ne face să ne dăm jos din pat, să trăim pentru ceva. Implicarea ne face să acționăm într-un anume mod. Iar disciplina ne face să mergem până la capăt în lucrurile angajate. Și mă rog ca Domnul să ne ajute în această zi să fim niște oameni care vor face lucrul acesta. Și am să citesc textul de care ne vom folosi în această seară. Aici vorbește despre faptul că Israelul traversează Iordanul. Dis de dimineață, Iosua, de la capitolul 3, versetul 1. Iosua, capitolul 3, versetul 1. Dis de dimineață, Iosua s-a sculat și împreună cu tot poporul Israel a ieșit din Șitim și au pornit spre Iordan. I-au rămas acolo peste noapte înainte de a traversa râul. După 3 zile, dregătorii poporului au străbătut tabăra și au poruncit poporului:
când veți vedea chivotul legământului cu Domnul Dumnezeul vostru, dus de preoții leviți, să porniți din locul în care sunteți și să-l urmați. Dar între voi și el să păstrați o distanță de 2000 de coți. Să nu vă apropiați de el. Prin el voi veți cunoaște drumul pe care trebuie să mergeți, căci nu ați mai trecut niciodată pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, pentru că mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Iosua le-a spus preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei l-au luat și au pornit în fața poporului. Domnul i-a zis lui Iosua, în această zi voi începe să te înalți în ochii întregului Israel ca să știe că eu sunt cu tine, tot așa cum am fost și cu Moise. Poruncește preoților care duc chivotul legământului și spune-le, când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Și Iosua le-a spus izraeliților, apropiați-vă ca să ascultați cuvintele Domnului, Dumnezeului vostru. Din aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va nimici dinaintea voastră pe cananiți, hitiți, heviți, periziți, ghirgasiți, amoriți și ebusiți. Iată, chivotul legământului cu stăpânul întregului pământ traversează Iordanul înaintea voastră. Alegeți acum 12 bărbați izraeliți, câte un bărbat din fiecare seminție. Când picioarele preoților care duc chivotul Domnului, stăpânului întregului pământ, vor intra în apele Iordanului, apele care coboară din amonte se vor despica și se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul, iar preoții care duceau chivotul legământului erau înaintea poporului. Când preoții ce duceau chivotul au ajuns la Iordan, iar picioarele lor au atins marginea apelor Iordanului, căci Iordanul inundă ambele maluri pe toată perioada secerișului. Apele care curgeau din amonte s-au oprit, adunându-se grămadă pe o mare distanță până la Adam, cetatea din vecinătatea Țortanului, iar cele care au coborât în aval spre Marea Sărată s-au scurs de tot. Și astfel poporul au traversat ajungând în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului cu Domnul s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, timp în care tot Israelul îl traversa până când întregul popor a traversat Iordanul. Amin. Mai întâi și mai întâi, primul lucru la care aș vrea să mă refer, pentru anul 2022, suntem încă la începutul anului și suntem la începutul lunii februarie, uitați acum și chiar suntem cu primele zile, deci am călcat în cea de a patra zi din an, urmează a cincea și uite, din luna februarie, anul 2022, și cred că Domnul vrea să ne spună câteva lucruri pe care trebuie să le urmărim mai mult decât le-am fi urmărit, poate, sau le-am urmărit până acum. Și cred că Domnul mai întâi și mai întâi, așa cum spune în versetul 1, de la versetul 1 la versetul 4, în care spune așa, a poruncit poporului, când veți vedea chivotul legământului cu Domnul Dumnezeul vostru, când veți vedea, în primul rând, vreau în acest an 2022 să vă las cu un gând major. Dragii mei, în primul rând, ațintiți-vă privirea pe Domnul. Primul lucru cu care vreau să pornesc în această seară discuția noastră și predicarea noastră și această împărtășire este ca să țineți ochii pe Dumnezeu. Nu știu la ce v-ați uitat până acum. Nu știu la ce v-ați uitat până acum. Poate unii au ținut privirea poate spre pe pandemie și s-au uitat și au văzut că oamenii mureau așa ca pui de găină. Oameni care erau sănătoși, oameni care erau sportivi, oameni s-au dus. Și când te uitai pe burtiera de la programul de televiziune și te-ai uitat și ți-ai ațintit privirea acolo, au venit tot ceea ce spuneau oamenii aceia, au venit în duhul tău. Și sunt mulți care s-au uitat fix la ceea ce spune omul, la ceea ce spune mass media, la ceea ce spun ziarele, la ceea ce spun televizoarele, la ceea ce spune diavolul. S-au uitat la minciunile faptului că
universul întreg este sub talpa morții și că moartea domnește și că moartea face ravagii. Domnul vrea să spună în această zi altceva. Mai întâi și mai întâi, țineți privirea pe Domnul. Când vei vedea chivotul Domnului cu legământului cu Domnul Dumnezeul tău, să porniți din locul în care sunteți și să-L urmați, dragii mei. În această seară vreau să înțelegeți și să comprimați, dacă nu rămâneți cu mai mult, dar acest lucru să fie un lucru major cu care veți rămâne, că Domnul vă cheamă să vă ridicați privire de pe orice vi-a tras până acum privirea. Poate au fost teama de moarte, poate au fost frica de COVID, poate au fost probleme din jurul tău la care te-ai uitat, poate te-ai uitat la lumea aceasta, poate te-ai uitat pe site-uri pornografice, poate te-ai uitat la păcat, poate te-ai uitat la ceea ce izbește privirea. Domnul în seara aceasta vrea să spună un lucru. Țineți ochii pe Dumnezeu. Și vedeți, ne întoarcem înapoi la evrei. Era chiar ziua aceea. În ziua aceea era ziua împlinirii legământului făcut cu 500 de ani înainte de Dumnezeu. Moise a ajuns aproape de mal, dar vedeți, Moise n-a trecut Iordanul. Sunt mulți oameni care ajung până aproape, dar nu trec Iordanul. Știți ce înseamnă Iordan? Înseamnă râul morții. Înseamnă râul judecății, înseamnă râul sau înseamnă moarte. Și mulți dintre noi poate pot vedea promisiunile, dar să nu le obțină niciodată, din nefericire. Mulți se opresc ca și Moise. Moise a fost oprit datorită faptului că a greșit și în loc să vorbească stâncii, căreia Dumnezeu i-a spus vorbește stâncii, cu o altă ocazie înainte a spus lovește stânca. La Refidim, lovește stânca. Dar mai târziu, Domnul îi spune, când iar a fost un moment de sete și a spus, vorbește stâncii. Și el atunci când a văzut că poporul cârtea, supărat a lovit cu bastonul într-o stâncă, n-a ascultat cuvântul Domnului. Dragii mei, vreau să vă motivez în această zi să priviți ținte la cuvântul lui Dumnezeu, la Hristos. Chivotul nu este altcineva decât Hristos. Vorbeam acum câteva zile în urmă, o săptămână sau două în urmă, vorbeam despre faptul că, de fapt, chivotul este împlinirea pe care Dumnezeu o avea pentru întreaga umanitate. Și, de fapt, Dumnezeu cu Moise pe munte, de fapt, vorbea despre ce avea în inima lui. Și în inima lui nu erau doar tablele legii, era Hristos însuși pe care îl dăruia umanității. Și îl dăruia acolo, prin, de fapt, era prezența lui Dumnezeu în Hristos, prin chivotul acela, în mijlocul poporului Israel. Și tocmai acel lucru spune Domnul în seara aceasta, ațintește privirea pe Domnul Iisus Hristos. Privește la Iisus și la tot ceea ce a spus El. Ascultă cuvintele sale. Domnul spunea că cine ascultă cuvintele mele, acela mă iubește. Nu poți să spui lui Dumnezeu, Tată, te iubesc, Doamne Iisuse, te iubesc, Duhul Sfânt, te iubesc, dar tu să faci ceea ce vrea, ce vrei tu să faci. Domnul te cheamă, dragul meu, te cheamă. Cuvântul, să faci lucrurile acestea, cuvântul chivot apare de 7 ori în text. Și Domnul chiar îi spune, le spune evreilor, spune să știți, zice, când veți ajunge La va trebui să treceți în partea cealaltă. Și Biblia spune în versetul și astfel poporul, versetul 16, poporul a traversat, a trecut ajungând în fața Iordanului. Ei au fost chemați să treacă, la trecere dintr-o parte în alta. Cuvântul trecere este un cuvânt foarte interesant. Este cuvântul eber. Deci avem cuvântul ever, de la cuvântul de la evrei. Și, de fapt, cuvântul evreu i-a fost dat prima dată lui Avram, tatăl tuturor credincioșilor, tatăl tuturor evreilor, dar lui se mai spunea și Avram evreul. Avram care a trecut râul, el a trecut râul Eufrat, a trecut dintr-o parte în alta. Evrei, de fapt, numele lor înseamnă, evreu înseamnă să treci dintr-o parte în cealaltă. Și chivotul este, de fapt, elementul care pe ei conducea exact acum pe tărâmul cel mult visat.
tărâmul pe care, la care s-au gândit de când au fost mici evrei. Ei au știut, ei erau numiți evrei și încă nu trecuseră râul acolo, încă nu trecuseră în domeniile, în posesia, în moștenire pe care Dumnezeu le făcuse. Dar ei știau că au o promisiune fenomenală. Domnul ne cheamă pe noi în seara aceasta să ținem ochii pe El. Când Domnul se mișcă, să ne mișcăm și noi. Când Domnul se oprește, să ne oprim și noi. Și vreau să vă provoc să părăsim zona de confort și să urmăm pe Domnul, chiar dacă poate apar obstacole în viața noastră, chiar dacă apar piedici. Și vreau să vă spun că obstacolele sau crizele sau piedicile sunt deseori metoda lui Dumnezeu de a ne scoate din rutină. De a ne scoate din rutină. Noi știți că noi gândim atunci când întâmpinăm o problemă. Eu sunt psiholog. Și am studiat suficient de mult despre ce înseamnă modul în care funcționează și rațiunea noastră, raționamentele, memoria noastră. Noi funcționăm pe căi bătătorite. Avem lucruri pe care le-am format exact ca atunci când conducem mașina. Când conducem mașina, nu ne gândim exact cum trebuie să apăsăm, lucrurile merg de la sine. Mai ales cei care au condus mai mult lucrul acesta. Știu lucrul acesta mai bine. Știu când să introduc în viteză, știu când să apese, ce pedală să apese, când să apese frâna, sunt cu ochii acolo, nici nu gândesc prea mult. Pentru că deja au rutină. Să știți că noi funcționăm de multe ori în viața noastră de creștini în rutină. Facem lucrurile din rutină. Cântăm din rutină. Ne rugăm din rutină. Citim Biblia din rutină. Facem lucruri pe care trebuie să le facem trăind într-un fel mindful, într-un fel prezent acolo, într-un fel gândindu-ne efectiv și trăind momentul acela, dar noi îl facem din rutină. Exact ca atunci când conducem mașina, vorbim și la telefon, bem și apă, ne și gândim la ce o să urmeze să spunem când ajungem la capătul drumului. Și de multe ori problema și problemele, vedeți, care apar, nu ne fac altceva decât să ne gândim, să oprim totul, că de fapt noi când suntem în căile, pe căile bătătorite, nu gândim. Noi gândim când intervine o problemă. Exact ca și calculatorul. El funcționează atât timp cât pe pagină, cât timp nu-i cerem ceva. El merge fără efort. Hardul nu funcționează. Iar când ai nevoie de informație, hardul merge să caute. Exact așa, Dumnezeu caută uneori să ne scoată din linearitatea cu care ne-am obișnuit să funcționăm. Ne-am obișnuit să mergem la biserică. Ne-am obișnuit să facem lucrurile într-o linearitate. Dăm zecioală, dăm un ban, dăm așa, mergem la un bolnav. Facem pentru că așa ne-am obișnuit să facem. Și poate în seara aceasta Domnul vrea să ne vorbească personal și să ne spună, Domnul le cheamă să intervenim, să simțim, să punem simțirea noastră acolo, să punem pasiunea noastră și să facem așa cum face El lucrurile. Slăvit să fie în numele Domnului. Haleluia! Și vedem acum, vedem că această perioadă pe care o traversează evreii este o perioadă foarte interesantă pentru ei. La fel cum poate fi interesantă pentru noi. Pentru că este, de fapt, perioada maturizării și înțărcării poporului Israel. Și poate unii dintre noi suntem și noi exact acum, poate la traversarea unor probleme mari, unor crize majore de viață. Poate cineva este într-o situație dificilă și o soră mi-a scris din Italia, m-a rugat pe WhatsApp sau așa ceva, nu mai știu, pe Messenger, să ne rugăm pentru dumneavoastră că trece prin COVID și este în a șaptea zi și temperatura nu scade și o să ne rugăm la sfârșit pentru sora Lidia, o să o binecuvântăm acolo, am și rostit peste ea cuvinte deja de tămăduire, dar o să vreau ca să, pentru ea este acum, chiar acum la această trecere. Este acum în această trecere în care parcă se ridică îngrijorări și crește cumva anxio-depresivitatea, parcă crește depresia, crește la cote alarmante, alții sunt poate la termine de bancă, să dea bani la bancă, alții trebuie să facă lucruri care țin de o zi, de o oră și aceste obstacole, aceste momente sunt tocmai momentele în care vreau să ne oprim și în seara aceasta, în cele câteva zeci de minute care le mai avem, să ne oprim și să încercăm să vedem ce vrea Domnul să ne vorbească, ce vrea Domnul să scoată din viața noastră, ce vrea Domnul la ce lucru vrea Domnul să renunțăm în această seară, pentru că sunt convins că veți auzi așa de multe lucruri care ne vor ajuta să trăim de o anume manieră, într-un fel în care îi va face plăcere lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și uitați aici, în primul rând aici, Iosua se pare că este scos din rutina de a fi fost vioara a doua. Până acum Moise era vioara întâia.
Moise conducea, Moise îi ducea pe toți. Era fain să stai, să stai în spatele unui om puternic, să înveți de la el, să fii supus, într-adevăr, să fii acolo, să fii omul numărul unu. Dar el decide acum, când tu nu aveai responsabilitatea asta. Dintr-o dată Dumnezeu rupe rutina în viața lui Iosua. Și spune, Iosua, gata, tu ieși deja din rutina de a fi vioara a doua, ești vioara a întâia, ești liderul, tu ești cel care va merge înainte, tu vei spune și cum vei spune tu așa se va întâmpla. Poate sunteți în situația în care trebuie să vorbiți lucruri pe care, de care vă e teamă, pentru că n-ați mai făcut pe aici, n-ați mai trecut pe drumul ăsta. Poate e un timp nou, e un timp special, e o poziție diferită. Domnul îți spune să nu te temi. Domnul spune că dacă ai ajuns acolo, El ridică, El coboară, El te-a pus în situația și în postura aia, acolo, vorbește și nu te teme de ceea ce vei spune mâine, ceea ce vei spune săptămâna viitoare, ceea ce va trebui să vorbești. Poate va trebui să conduci, va trebui să decizi, va trebui să hotărăști. Dacă ai ajuns în postura aia, Dumnezeu știe că El te-a ridicat acolo. Dă-i slavă Domnului în seara aceasta și spune, Doamne, te onorez pentru că Tu vorbești și primesc adevărul ăsta în Duhul meu. Eu sunt încurajat în această seară și n-am să tac. Pentru că și dacă ies din rutină, sunt convins că Domnul mă va duce acolo unde trebuie. Iosua este scos din rutină de a fi vioara a doua. Apoi, în al doilea rând, Iordanul îi va scoate din mentalitatea manei. Știi ce însemna mana? Mana a însemnat atunci când a apărut și a căzut ca un fel de pufarin în deșert, când n-aveau ce mânca și erau disperați, Domnul a spus, am să vă dau hrană. Și spune că erau de forma boabelor de coriandru, erau ca un fel de pufarin, mi-am putea spune noi. Cei care am mâncat pufarin, cam știm ce gustul la ușor dulce și cumva de cereală expandată. Cam așa era. Dumnezeu inventase pufarinul acum 3600 de ani în urmă. Slăvit să fie numele Domnului, binecuvântat să fie. Sau 3000 și mai bine, poate 800 de ani, depinde cu pe unii sau alții. Și s-a obișnuit poporul Israel 40 de ani să primească pufarin în fiecare dimineață. Mergeau și își lua rația de pufarin. Știi ce înseamnă mana? În momentul în care au văzut, ei au strigat, Manhu, 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 ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Și vedeți, ce e asta? Și cu așa le-a rămas numele acestui pufarin, Manei, i-a rămas Manhu. Și Manhu se profilează sau este remarcat prin câteva expresii de genul ăsta. Deci, sau mentalitatea manei, sau mentalitatea, dacă vreți, a deșertului, are de-a face cu nu știu, nu sunt în stare, nu pot, nu am, n-am cunoștință. Dumnezeu trebuia să servească totul. Le aducea la ușa cortului păpica. Le-a dus și carne, le-a dat de toate și totul trebuia. Era la fiecare zi, Dumnezeu se îngrijea să îi trebuia să ia rezervă doar de o zi, nu mai mult. Nu știu cum să dau zecioală, nu am decât atâta, nu pot, sunt cel mai mic, nu frate, eu nu mă bag în față, lasă pe alții să dea din coate. Nu, dragă frate, când Domnul te cheamă în lucrare, tu nu dai din coate, tu mergi și îți ocupi locul pe care Domnul te cheamă să-l ocupi. De timp știi că cu inima curată, tu ai fost smerit, ți-ai făcut treaba în zona, în domeniul tău. E fost un om care poate a fost competent în lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat să le faci. Faptul că ești promovat, faptul că ești în față, nu este nimic altceva decât faptul că Dumnezeu te pune să vorbești, te va pune să lucrezi, te va pune să slujești în față, te va scoate din că nu pot, nu știu, nu am, nu sunt în stare. Nu, Domnul te va scoate și te va pune uneori să fie o mărturie vie, acolo unde ești. Poate n-ai vorbit până acum, Domnul te va pune să vorbești. Poate n-ai cântat până acum, Domnul te va pune să cânți. Poate că n-ai știut să te rogi de unul singur și să-ți fost rușine, ți-a fost. Domnul te va scoate la rampă. Domnul te va scoate din mentalitatea mamei. Doamne, lasă să facă alții pentru mine. Lasă să slujească alții. Nu, nu, nu. Domnul te va scoate să fii un slujitor. Domnul te va face să fii un levit, poate, în templul său. Domnul te va face să fii un preot în casa lui. Domnul te va face să fii o femeie puternică. Domnul te va face să vocea, ca vocea ta să fie auzită. Domnul te va face un copil tare. Domnul te va face cap și nu coadă. Pentru că Domnul vorbește binecuvântare peste tine în această seară. Domnul te scoate
din mentalitatea manei. Nu știu, Amin. Nu pot, Amin. Eu sunt slab, nu am, suntem mulți frați, suntem din familie care nu au avut. Nu, Dumnezeul tău este resursa tuturor lucrurilor de care ai tu nevoie să faci tot ceea ce ai fost destinat să faci și ce ai fost destinat să fii în Hristos, slăvit să fie în numele Domnului, strigă cu mine Amin. Puternic, haleluia în această seară. Strigă încă o dată, haleluia și primește în acest adevăr, că Domnul vrea să vorbească special, că tu va trebui să ieși apoi nu numai din rutină, ci să ieși din mentalitatea manei. Apoi, Iordanul mai aduce încă un mod interesant de călăuzire. Uitați-vă, dispare călăuzirea norului și a stâlpului de foc și apare călăuzirea chivotului. Slăvit să fie numele Domnului. Vă spuneam, predicam acum o săptămână sau două despre faptul că chivotul era Iisus Hristos. Iisus Hristos merge înaintea noastră. Iisus Hristos merge în Iordan. Iisus Hristos se oprește în mijlocul morții pentru tine și pentru mine, ca toți cei care cred în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie în numele Domnului. Și apoi Iisus nu rămâne în moarte, Iisus trece dincolo și ne duce la o viață plină de biruință, o viață nuitoare trăită prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Său. Eu sunt așa de bucuros în seara aceasta. Nu știu dacă mai este cineva bucuros cu mine, dar eu sunt bucuros să vorbesc despre Domnul meu Iisus Hristos, pe care îl iubesc, pe care îl cânt, pe care îl predic, pe care îl împărtășesc, căruia mă rog și pentru care vreau să trăiesc toată viața mea. Aleluia, haleluia, Domnul este tăria noastră, Domnul este stăpânul nostru, Domnul este bucuria noastră. Amin. Dragii mei, în această perioadă de încercare, repet, acum Iosu a fost scos din rutina de a fi vior a doua, Iordanul a fost de fapt modalitatea lui Dumnezeu de a scoate pe evrei din mentalitatea manei, adică a ajutorării, a fi sprijinit în orice moment, și apoi Iordanul aduce acest nou mod de călăuzire, chivotul, care este expresia faptului că Dumnezeu a ales să locuiască în mijlocul poporului Său, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu a ales să stea în mijlocul poporului Său, prezența Lui să fie acolo, într-o formă aproape tangibilă. Da? Și mai este încă un lucru interesant. Când Dumnezeu merge, când chivotul merge înainte, când Hristos este înaintea poporului Său, când Dumnezeu, comandantul oștilor cerești, merge înainte, înseamnă că bătălia respectivă, înseamnă că lupta respectivă nu este lupta ta, este lupta Domnului, este bătălia lui Dumnezeu, este bătălia celui care a supus toate puterile întunericului. Și în Coloseni 2:15 spune că a făcut de râs, a făcut de rușine toate autoritatea iadului. Acolo, când la cruce a dat pe față orice sentință, orice condamnare care a fost asupra noastră, Hristos a luat-o și a rupt hârtia sentinței și a luat asupra Lui în trupul Său pe lemn, în trupul Său care s-a sfâșiat, în trupul Său care s-a frânt, în trupul Său pe care îl frângem în fiecare duminică dimineață din prima duminică a lunii și ne amintim de ce a făcut Hristos pentru noi în moarte, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. Este singurul lucru mare și grozav de care trebuie să ne aducem aminte. Iisus Hristos care acolo la Golgota a murit pentru mine și spune să faceți lucrul acesta ori de câte ori vă adunați, ori de câte ori frângeți pâine, aduceați-vă aminte că a murit pentru voi. Slăvit să fie numele Său. Cum să trăim o viață în inerție, o viață de rutină, când El a trăit atât de intens pentru noi fiecare secundă a vieții pe acest pământ? Haleluia, haleluia, haleluia. Sunt așa de bucuros în această seară că Domnul Iisus Hristos merge înaintea vieții noastre, merge înaintea vieții tale. Iisus Hristos este călăuzirea, este modul tău de călăuzire. Uite-te, privește la Hristos și vei vedea că viața ta se va schimba, viața ta se va remodela. În această seară, țineți privirea pe Hristos. Suntem aici la primul punct major și am avut câteva subpuncte. Și acum vedem pe poporul Israel împreună cu Iosua că sunt în fața Iordanului gata de trecere. Normal era un râu, ca un fel de râu de 12-15 metri. Acum, pentru că spune în versetul 15, căci Iordanul inundă ambele maluri pe toată perioada săcerișului
Se pare că Iordanul era acum în perioada de revărsare și știți câți metri avea acum? Între 1200 și 1500 de metri. Deci de 10 ori, de 10 ori era mai larg, iar adâncimea lui era de circa, 12 metri, nu, 5-6 metri, 4-5-6 metri undeva, iar acum era adânc de 30-50 de metri. Adânc și lat. Spune Biblia că după ce s-au oprit 3 zile, primesc 2 porunci. Și poruncile astea sunt poruncile cheie. Spune așa, în primul rând, urmați când veți vedea chivotul legământului cu Domnul Dumnezeul vostru dus de preoții leviți, să porniți, să-L urmați, să-L urmați. Da? Și apoi mai trebuie să mai facă încă un lucru. Spune, dar între voi și El, versetul 4, între voi și El, să păstrați o distanță de 2000 de coți. 2000 de coți. Și mi-aduc aminte când eram copil în Timișoara, aici eram parte din biserica, pe vremea aceea, biserica de pe strada Romulus, păstor era fratele Codreanu, un om deosebit al lui Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar, a ridicat o biserică de la 120 de oameni, la ceea ce avem acum biserica Elim, de câteva mii de oameni, știi, care au mai pornit multe alte biserici locale. Și fratele Codreanu spunea, da, ții minte, eram copil și am rămas marcat când vorbea despre distanța aceasta și spunea, nu ții minte predica, să nu credeți că asta e predica de atunci, doar că am rămas când spunea, sunt aproape 2000 de coți, 2000 de coți, spune, distanța de 2000 de coți, vorbește, spunea lui despre faptul că suntem la 2000 de ani după jertfa Domnului Iisus Hristos și Domnul ne-a avut în evidență și pe noi. Domnul s-a gândit la noi. Domnul ne-a avut pe noi. Ne-a avut pe noi în mintea, în ochii, în fața ochilor Săi. Și a rămas așa uimit și a spus, Doamne, ce Dumnezeu măreț ești. Poate aveam 10-11 ani atunci și mă gândeam la faptul că Dumnezeu, atunci descopeream că Dumnezeu ne cunoaște încă înainte de a fi cunoscut noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și continuăm să vă spunem despre lucrurile acestea care au de face cu două motive majore pentru care noi trebuie să urmăm chivotul de la distanță. Suntem tot la primul punct, țintește-ți privirea spre Domnul, dar Domnul spune când vezi că chivotul merge înainte, privește chivotul și în al doilea rând păstrează distanța, păstrează distanța potrivită. E bine să lași să meargă Domnul înainte atunci când nu știi drumul. Să te lași călăuzit de Domnul atunci când nu ești sigur de ceva. Dragii mei, haideți să nu luăm bazați pe logica noastră, să nu luăm bazați pe sentimentele și pe simțurile noastre, ci haideți să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne bazăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, haideți să ne bazăm pe ceea ce este scris. Spune, Doamne, nu vreau să merg. Dacă Tu nu mergi, nu vreau să merg. Dacă Tu te oprești, vreau să mă opresc cu Tine, Doamne. Când nu știi drumul, este bine să lași pe Domnul să meargă înaintea ta. Spune, El vă va arăta. Așa spune versetul 4. Așa, să nu vă apropieți de El. Prin El voi veți cunoaște drumul. Sau El vă va arăta drumul pe care trebuie să mergeți. Prin El, prin Domnul, prin Iisus Hristos. Domnul Iisus spune, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge pe drumul acesta spre Tatăl decât prin Mine. Și uitați ce spune aici versetul 4. Să nu vă apropiați de El, prin El voi veți cunoaște drumul pe care trebuie să mergeți, căci nu ați mai trecut niciodată pe drumul acesta. Și trebuie să recunoaștem că ziua aceasta de 4 februarie este o zi unică. Ziua în care vom intra peste 15 minute de 5 februarie este unică. Este un drum pe care nu l-am mai parcurs niciodată. Și avem nevoie de călăuzire. Eu am nevoie, așa de mare nevoie de călăuzire pentru tot ceea ce am de făcut în zilele care urmează, lunile care urmează. Am nevoie de călăuzire și aleg în anul 2022 și vreau să alegeți împreună cu mine să mă uit fix, să mă uit țintă
la Domnul și prietenul inimii mele, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, al doilea motiv pentru care trebuie să urmezi chivotul și de la distanță este pentru că trebuie să dovedești reverență față de el. Să dovedești reverență. În Exodul capitolul 20, versetul 21 la 22, este un verset, sunt două versete pe care vreau să vi le citesc. Spune așa. Mai am așa, 25, pardon, 25, 21, 22. Să pui capacul ispășirii deasupra chivotului, iar în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da, acolo deasupra capacului ispășirii, între cei doi heruvimi care sunt pe chivotul mărturiei, mă voi întâlni cu tine și îți voi da toate poruncile pentru izraeliți. Acolo, între cei doi heruvimi pe chivot, era prezența lui Dumnezeu. Vreau să te întreb cum stai cu frica de Domnul, cu respectul, cu reverența față de El. Domnul te cheamă să ai frica de El. Și îmi place în Exodul, capitolul 20, un alt verset care e foarte frumos și nu o să vorbesc în seara aceasta, cu altă ocazie să vorbesc mai mult. E vorba despre frica de Domnul. În Exodul 20, versetul 20, când poporul îi cere lui Moise, vorbește-ne tu însuți și vom asculta, dar să nu mai vorbească Dumnezeu că vom muri, Moise răspunse poporului, nu vă temeți, pentru că Dumnezeu a venit doar să vă pună la încercare, ca să aveți în voi frica de El, pentru ca să nu păcătuiți. Mă rog ca Domnul să pună în inima fiecare dintre noi frica de Domnul, să păstrăm acea reverență. Reverență presupune acea conștiență clară a faptului că Dumnezeul meu mă privește. În clipa asta, dragii mei, ochii Domnului vă scanează pe dumneavoastră. Vă vede intențiile inimii, atitudinea, comportamentul, ce ați făcut astăzi, ce ați planificat că veți face mâine. Vede lucrurile bune, lucrurile rele. Căci totul este gol și descoperit în fața celuia cu care avem de-a face. Dumnezeu vă cunoaște și Dumnezeu vă știe. Trebuie să dovedim această frică de El. Nu groază, nu fobie, nu angoasă, ci să frica de Domnul. Cuvântul în limba greacă pentru frica de Domnul este eulabeia, care e tradus, de fapt, din limba greacă, l-avem noi evlavia, sau cucernicia înseamnă frica de Domnul. Domnul ne cheamă să fim niște oameni evlavioși. Apoi, în al doilea rând, al doilea lucru major pe care trebuie să-l avem și continuăm mai departe, dragii mei, este că trebuie să ne pregătim inima. Pregătește-ți inima. Pregătește-ți inima. În versetul 5 din Iosua, capitolul 3, spune astfel. Să nu vă apropiați de el. Prin el veți cunoaște drumul. Și Iosua a spus poporului, sfințiți-vă, pentru că mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Cuvântul sfințiți-vă înseamnă coadeș. Înseamnă a fi pus deoparte. Adică, puteți să citiți cuvântul, consacrați-vă! Dragii mei, vă vorbesc în seara aceasta în mod profetic. Luați versetul acesta pentru dumneavoastră și vorbesc tuturor celor care poate sunt câțiva zeci sau poate peste 100 care sunteți cu noi în seara aceasta și vă spun acum, consacrați-vă, dedicați-vă Domnului! Pentru că mâine Domnul va face lucrurile minunate pe care le aștepți. Mâinele tău, în ghilimele, nu știu, poate mâine, poate poi mâine, dar este înaintea ta ziua în care Domnul va interveni într-un mod radical. Dar Domnul spune, consacrează-te mie, dedică-te, fii pus deoparte pentru cauza, pentru lucrarea mea, pentru trăirea în fața mea și în fața lumii. Într-un mod radical. Fii un tânăr radical. Fii o tânără radicală. Fii o mamă, fii o soție, fii un soț care trăiește dedicat radical pentru El. Haleluia! Pentru a obține miracolul împlinirii tale, trebuie sfințire. Pentru că El este sfânt. Pentru ei ce însemna oare sfințirea? Însemna spălarea hainelor? Însemna înfrânarea sexuală? Însemna post? Domnul te cheamă, dragul meu, să-ți pui inima ta și să-ți dăruiești inima pentru Domnul. Pregătește-ți inima. Pregătește-ți inima.
spune în 2 Cronici 16:9 un verset care îmi place, este versetul meu de aur. Spune, sau unul din versetele mele de aur, am mai multe versete și Domnul spune aici, unul Cronici 16:9 spune că ochii Domnului privesc din înaltul cerului. Dar vreau să-l citesc exact așa cum spune cuvântul Domnului aici. Căci ochii Domnului privesc din înaltul cerului ca să sprijinească orice inimă care este îndreptată spre El. În această seară vreau să te încurajez să-ți verifici cum stai cu inima ta. Cum stai cu inima ta? Spre cine este îndreptată inima ta? Cum este, așa spune aici în NTR, căci Domnul își are privirea răspândită. Căci Domnul își are privirea răspândită pe întreg pământul ca să întărească pe ceea căror inimă este devotată Lui, a cărei inimă este consacrată Lui, a cărei inimă este predată Lui. Dragii mei, dacă doriți ca Domnul să-ți găsească plăcerea și inima ta să fie întărită, dedică-ți inima Domnului într-o seară ca aceasta și spune, Doamne, ziua de astăzi eu mă dedic, eu mă sfințesc, eu mă pun deoparte pentru Tine. Doamne, multe lucruri au ajuns în inima mea, multe lucruri s-au întâmplat în inima mea, dar Doamne, caut-Te acum să trăiesc viața aceasta, 100%, viața aceasta, 100% pentru Tine. Mi-aduc aminte de o istorioară foarte interesantă, o mai spun câteodată despre ce înseamnă să lucrezi, să-ți pregătești inima sau să lași ca inima ta să fie inima sau să fie modul în care Dumnezeu va face ca lucrurile să aibă loc, să se întâmple prin tine și prin viața ta. Și era vorba despre un aruncător, un săritor cu prăjina, Serghei Bubka, poate ați auzit despre el. El este sau era directorul lotului olimpic din Ucraina. Apropo de Ucraina, să ne rugăm și pentru Ucraina, pentru perioada pe care o traversează, cum Domnul să depărteze pericolul războiului. Sunt frații noștri, surorile noastre acolo, să ne rugăm cu ei, să-i binecuvântăm. Poate și la urmă ne rugăm și pentru Ucraina împreună cu dumneavoastră. Și revin. Acest Serghei Bubka a avut în 86 atins un record de 5,60 m, parcă. Și apoi el, din 1986 până în 1998, pare mi se, și-a depășit de vreo 16 ori recordul personal. Record pe care l-a stabilit în 1998 n-a fost atins decât în 2014 de niște elvețieni, care au sărit peste ceea ce săriți el în 1998. Și cineva l-a întrebat și a spus, domnule Serghei, spune-mi, domnule, care a fost secretul acestui mod consecvent de a câștiga și de a avea succes. Domnule, ce ai făcut? Și el a dat un răspuns care mie mi s-a părut foarte potrivit și aș vrea să vi-l propun și dumneavoastră ca să faceți lucrul ăsta. El a spus așa, totdeauna zice, când alerg la săritura cu prăjina peste ștacheta aia, zice, mai întâi mi-arunc inima peste și apoi trupul meu o va urma. Știi ce, dragul meu? Trupul tău va urma inima ta. Că unde este inima ta, acolo este nu numai trupul, este și comora ta. Acolo este totul. Și vreau să te întreb, unde e inima ta în seara aceasta? Pentru cine bate inima ta? Pentru ce bate inima ta? Cât de important este Hristos pentru inima ta? Cât de importantă este pregătirea inimii tale înaintea Domnului. Peste o zi o să stai înaintea Domnului, poate în biserica din care faci parte, sau poate este ziua Domnului, ziua în care poate cauți să te cercetezi înaintea Domnului. Cât de mult ți-ai pus inima deoparte pentru Domnul, ca acolo unde ajunge inima ta, acolo ajunge tot ceea ce ține de tine. Așa că ne întoarcem la evreii noștri și a fost săptămâna de ascultat și de așteptat vocea Domnului. S-au pregătit o săptămână întreagă și au pregătit evreii inima. Poți să te pregătești, dragul meu, din ziua aceasta până săptămâna viitoare, când ne vom auzi din nou. Mă rog ca Domnul să te ajute să-ți formezi, să formatezi inima ta,
să formatezi inima ta în așa fel încât inima să gândească în categoriile lui Dumnezeu, în categoriile cuvântului lui Dumnezeu, dragii mei. Și Domnul îți propune, atunci când te pregătești astăzi, când te pregătești astăzi, Domnul promite un mâine al împlinirii. Când te pregătești, când te pui deoparte astăzi, Domnul îți garantează un mâine al intervenției sale în viața ta. Dacă astăzi, în seara aceasta la final, dacă peste 20 minute, jumătate de oră, când o să ne rugăm, te spui, Doamne, vreau să termin cu modul compromis în care ai trăit, cu modul ciudat, cu modul bizar în care ai trăit, vreau să trăiesc pentru Tine. Dacă tu spui asta, Domnul este aici gata să spună, iată ziua de mâine. Este momentul în care mi-ai dat voie mie liber, la scenă deschisă, să intervin în viața ta, să fac lucrarea mea în viața ta, să împlinesc visele tale, să împlinesc promisiunile care ți-au fost profețite prin așa de mulți profeți, profețiile vorbite prin cuvântul Domnului. Poate momentele tale de revelie în care Domnul ți-a vorbit inimii tale vor fi împlinite. Dacă tu într-o seară ca aceasta te pregătești, îți pui inima în acord cu voia Domnului, și îți acordezi inima, acordul fiind cu inima Tatălui. Slăvit să fie numele Lui. Dacă azi te pregătești, Dumnezeu promite un mâine al împlinirii viselor tale. Și nu de strategie avem nevoie, nu de teorie avem nevoie, ci de punere deoparte pentru Domnul, de sfințire pentru Domnul, de dedicare pentru Domnul, de azvârlirea inimii noastre pe altarul Domnului, acolo la scaunul îndurării. Ia inima, fratele meu, ia inima, sora mea, și aruncă-o și spune, Doamne, inima mea astăzi s-o dau Ție, Doamne, și o pun, Doamne, pe capacul ispășirii, o pun acolo, Doamne, ca jertfă, mă aduc pe mine, Doamne. Doamne, fie ca tot ce sunt eu și inima și viața și casa și familia mea să rezoneze cu Tine, Doamne, și să bată această inimă doar pentru Tine. Mâine cu Domnul va fi o zi mai bună. Dragul meu frate și soră, spune cuiva de lângă tine. Dacă ai pe cineva de lângă tine, spune, mâine cu Domnul va fi o zi mai bună. Proclamă adevărul ăsta. Mâine cu Domnul va fi o zi a împlinirii. Mâine cu Domnul va fi o zi a împlinirii viselor, a miracolelor, a intervenției lui Dumnezeu în viața mea. Mâine cu Domnul meu va fi o zi mai bună. Mulți au ratat mâinele lor, ziua lor de mâine, pentru că astăzi nu s-au simțit. Mulți au ratat mâinele, în ghilimele vorbesc, ziua de mâine, în care Dumnezeu le-a promis că vrea să intervină, pentru că ei astăzi au rămas mai departe în aceeași păcate, au rămas în aceeași rutină, au rămas în aceleași mizerii, au rămas mai departe în aceleași site-uri păcătoase, au rămas mai departe în aceleași cărți, în aceleași relații de curvie, în aceleași relații de înșelăciune, poate în aceleași lucruri în care au încercat să procure, să crească compromis. Domnul vorbește foarte direct în seara aceasta. Pentru că nu poate să treacă de păcatul, pentru că păcatele tale pun o zi de despărțire și Dumnezeu nu poate interveni. Și faptul că dai un ban astăzi sau ieri, alaltăieri, ai dat un ban și ai cumpărat poate ceva, nu știu când, nu știu cum, și ai ajutat poate un sărac, alea sunt niște fapte bune care sunt o cârpă murdară în fața Lui. Nu-L cumperi pe Dumnezeu cu asta. Pregătește-ți inima în seara aceasta, dragul meu. Nu vreau să fiu dur, dar simt că Domnul vorbește. Sunt persoane care nu le vorbesc profetic în seara aceasta. Sunt oameni care nu vor să facă păcatul, dar pentru că îl iubesc într-un mod inconștient, repete tot la a doua, a treia zi, a cincea zi, peste o săptămână, peste două, păcate după păcate, după păcate, după păcate. Aleluia! Mai am încă un lucru care vreau să vă spun tot din acest text. Cuvântul Domnului spune apoi în versetul 8, foarte interesant, în versetul 8, din capitolul 3 spune cuvântul Domnului, poruncește preoților care duc chivotul și spune-le, când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. În al treilea rând, pe lângă faptul că Domnul te cheamă mai întâi să ațintești privirea pe El, în al doilea rând să-ți pregătești inima, în al treilea rând Domnul te cheamă să asculți instrucțiunile. Ascultă instrucțiunile lui Dumnezeu. Ascultă instrucțiunile lui Dumnezeu. Și mai spune mai departe,
Alegeți apoi 12 bărbați izraeliți, după aia când picioarele preoților care se duc la, care duc chivotul, să pune, așa, vor intra în apa Iordanului, atunci să facă și, deci ascultă instrucțiunile lui Dumnezeu, oricât de ridicole ar, și ciudate ar suna. Vedeți? Trebuie, imaginați-vă că sunteți la marginea Iordanului. Și vă spune păstorul, no, acum, ca lucrurile să aibă loc, și le spune preoților, dați seama, ca lucrurile să aibă loc, trebuie să vă ridicați talpa de pe uscat și să începe să intrați în apă. Pare ciudat, pare straniu. Ce să intru în apă? Mă, vrea să scape de mine, sunt carne de tun, se gândește vreun păstor sau vreun lider sau vreun om care vorbește cuvântul Domnului și care cunoaște pe Domnul. Și când aude că Domnul spune să facă un lucru ciudat, poate că asta. Dar vreau să spun, să te asigur, că azi e rândul tău să te gândești la modul ăsta foarte serios. Și trebuie să asculți pentru a intra cu talpa în apa incertitudinii, în apa, poate, îngrijorării. Pentru că locul lor este sub talpa ta. Locul lor nu este deasupra ta. Dacă este în fața ta necuprinsul problemelor, Domnul spune, ridică talpa și calcă peste el. Pentru că în mod profetic, când pășești în apa aceea, nu în clipa aia, nu se va transforma poate în solid, cum s-a transformat la Petru când s-a apropiat de Domnul Iisus. Nu! Dar știi ce? Tu calci pe situația care stă în față. Tu calci pe problema care te oprește de a pătrunde în țara sau pe tărâmul viselor tale. Tu calci cu talpa piciorului tău și Domnul spune că orice loc care va călca talpa piciorului tău, ți-l voi da! Slăvit să fie numele Domnului. De multe ori suntem înghețați în frică și stăm înțepeniți pe un țărm, așa zis, sigur, al confortului nostru. Și stăm cu ambele picioare să nu ne mișcăm prea mult, lasă să se miște alții. Nu, Domnul spune, e rândul tău. În seara aceasta Domnul spune, urmează instrucțiunile. Până acum ai făcut ce ai vrut, dar Domnul ți-a în față și spune, până aici. Acum vreau să faci ceea ce vreau eu. Vreau să asculți cuvântul meu și să te înrolezi în armata celor biruitori, slăviți să fie numele Domnului. Pentru că nu se va întâmpla nimic dacă nu vei părăsi malul vieții tale rutinate. Nu se va întâmpla nimic dacă nu vei părăsi malul problemelor sau lucruri pe care le faci în fiecare săptămână și îți pare rău că le-ai făcut. Domnul spune să ieși de acolo. Domnul spune să le părăsești pe acelea. Domnul spune să pleci din locul în care faci lucrurile acelea din rutină. Nu se va întâmpla nimic. Ascultă chemarea lui Dumnezeu în această seară. Domnul îți vorbește ție personal. Amin. Amin. În locul ăsta, se pare că locul acela era locul Iisus, locul același loc în care a fost botezat Domnul Iisus Hristos. Se pare că era locul ascultării, era locul supunerii, era locul în care, la fel, în care, ca și pentru noi, ca și pentru Moise, când a fost, țineți minte, că a trecut prin muntele, prin Marea Roșie, apele s-au făcut un zid, acum s-au făcut și în fața lui Iosua, la fel, s-au făcut zid. Domnul merge înainte, deschide orice drum, dând la o parte, orice obstacol, când El spune că este cu tine, Domnul merge cu tine și nimic nu-i poate sta în cale, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Haleluia, haleluia. Amin. Domnul vrea să te încerce, în situația pe care o traversezi, Domnul vrea să te încerce cât de tare ești dispus să ridici talpa și să pășești prin situația asta. Să nu stai blocat și să spui, Doamne, cu tine am să merg înainte. Apoi, în versetul 9 la 11, este al patrulea lucru pe care vreau să-l țineți minte în seara aceasta. Amintește-ți promisiunea făcută de Domnul. Amintește-ți promisiunea pe care Domnul ți-o face. Spune versetul 10 astfel. Și zice, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru. Domnul este cu tine. Domnul a fost cu Gedeon.
Domnul a fost cu Iosua, Domnul a fost cu Moise, Domnul a fost cu David, pentru că ei toți au înțeles un mare adevăr. Știți care? Că bătălia este a Domnului. Amin. Nu este bătălia ta. Nu este bătălia nu este traversarea ta. Nu este bătălia ta. Nu este războiul tău, este războiul Domnului. Este traversarea Domnului. Domnul te-a luat acum și Domnul te trece pe tine prin moarte. Știi că nu poți să treci dincolo decât prin moartea lui Hristos? Hristos a mers înaintea ta acum 2000 de ani. A intrat în Iordanul morții. Domnul s-a oprit în moarte și a absorbit în el toate păcatele umanității, tuturor celor care vor fi crezând în el. Și spune Biblia că a treia zi Domnul a înviat, a trecut dincolo de Iordan. Și când a înviat Domnul, n-a trebuit să fie dată piatra la o parte să iasă afară, că el deja avea trupul acela nou, trupul acela splendid, sublim, care nu mai este de consistență moleculară, umană, cunoscută în tabloul lui Mendeleev, ci este un trup nou, un trup pe care și tu l-ai pregătit, dragul meu, pentru că va veni vremea când, ca și strigătul unui arhanghel se va auzi faptul că vine Domnul Iisus pe norii cerului și toți cei care au fost născuți și au trăit în viața nouă a lui Hristos, care au trăit cu Duhul Sfânt, toți vor fi schimbați și transformați la clipeală. Și spune Biblia că mai întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi noi, cei care vom fi vii, ne vom înălța în slavă să fie pentru totdeauna cu Domnul, binecuvântat să fie în numele Domnului. Domnul spune că va fi totdeauna cu tine. Amintește-ți promisiunea, nu te va lăsa niciodată. Nu te va lăsa niciodată. Și pe pământul acesta, spune Domnul, iată că merge înaintea ta și îți și va nimici pe toți dușmanii. Și Domnul îți promite că va nimici toți dușmanii. El îți va da victoria. Și în Deuteronom, capitolul 7, amin, versetul 1, amin, îmi place ce spune în Deuteronom, capitolul 7, versetul 1, spune că toți dușmanii aceia pe care i-a întâlnit poporul Israel, spune un adjectiv despre ei. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce, spunea Moise, când încă ei erau acolo în periplul lor prin deșert, când Domnul Dumnezeu te va duce în țara spre care merge ca să o iei în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri, pe hitiți, pe gergasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe feriziți, pe hiviți, pe ebusiți, 7 neamuri mai numeroase și mai puternice decât tine. Toate popoarele acestea erau mai tari decât evreii. Toate erau mai organizate, toate erau mai apărate, toate erau mai obișnuite să lupte decât evreii. Dragii mei, și Domnul spune, Domnul va nimici dinaintea ta. Vreau să spun în seara aceasta că Domnul va nimici dinaintea ta toți dușmanii. Nu știu, se numesc boală, se numesc teamă, înfrigurare, înfricoșare, spaimă de bani, de credite, de sos, soție, de probleme care le face unul, de spaimă de divorț. Sunt persoane care sunt speriate de că partenerul lor îi lasă dintr-un motiv sau altul. Domnul spune că va nimici, va spulbera din fața ta. Nu știu cum se va întâmpla, nu știu ce va face Domnul, dar vreau să te încrezi în această seară, pentru că Domnul spune în Ieremia 29:11, un verset, că eu știu gândurile care le-am cu privire la tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dăruiesc un viitor și o nădejde. Domnul îți dă speranță, Domnul îți dă viitorul, El este Dumnezeu destinului tău. Amin. Biruința stă în El, slăviți și binecuvântați să fie în numele Domnului. Haleluia. Și vreau doar foarte scurt, vreau foarte scurt să trec prin aceste 7 neamuri. 7 neamuri care înseamnă, au semnificații, cel puțin să ocup de cele 3-4 de la început. Și veți vedea că Domnul ne-a eliberat, a biruit aceste neamuri, pentru că ele au, popoarele acestea aveau nume simbolice. Aveau nume simbolice. Cananiții, de exemplu. Cananiții trăiau de-a lungul coastei Feniciei. Și știi ce înseamnă cananit? Cananit înseamnă lăcomie sau dorința de îmbogățire. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9 și 10, 1 Timotei, capitolul 6, cuvântul Domnului vorbește acolo despre faptul că așa, spune astfel,
Evlavia este într-adevăr un mare câștig dacă este însoțită de mulțumire, căci noi n-am adus nimic din lume, în lume, astfel nu putem lua nimic din lume. Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească vor cădea în ispită, în capcana de multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care îi cufundă pe oameni în ruină și perzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după aceasta au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri. Cananiții vorbesc despre dorința de a face bani, dorința de a strânge, dorința de a acumula. Dragii mei, e o nebunie, într-o vreme instabilă ca aceasta, să trăiești pentru a face bani. Domnul îți promite acum că și prin pandemie îți îndepărtează dușmanul acesta, cananiții care caută să-ți distragă atenția, să te pună să lucrezi două servicii, trei servicii, să n-ai timp de tine, de familie, de Domnul și să fii obosit la biserică, să cucăi la biserică când ajungi și asculți predica care te poate schimba, de fapt să fii atât de obosit încât să nu mai auzi și nu știi ce se întâmplă la biserică. Domnul vrea ca să te libereze de această foame sau lăcomie, dorință de bani. În al doilea rând, hitiții sunt alt popor pe care Domnul îți promite că îți va da biruința prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Hitiții, care înseamnă coloșii fricii. Coloșii fricii. Vedeți, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, cuvântul Domnului spune astfel. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și înțelepciune. Când vor veni coloșii fricii să te sperie, când vor veni tot felul de vești să te sperie, când vor veni tot felul de diagnostice să te sperie, când vor veni tot felul de evidențe să te sperie, ei sunt hetiții, ei sunt hetiții. Hitiții sunt cei care vor căuta să-ți fure speranța și bucuria și credința. Sunt coloșii fricii. Și Domnul spune că frica de oricine, mai puțin decât Domnul, este păcat. Domnul spune să nu te temi de ei, teme-te doar de Domnul. Dacă te temi de Domnul, nu te mai temi de nimeni altcineva. Amin, dragii mei? Când vin hetiții, vreau să știi că Domnul merge înaintea ta și îi spulberă. Deci când vine lăcomia, când vine frica, apoi heviții sunt altă categorie. Heviții înseamnă cei deschiși la orice compromisuri. În 2 Corinteni capitolul 2. 2 Corinteni capitolul 2, de la versetul 12. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 12, spune astfel. Ca să nu dăm câștig, așa, să nu dăm câștig de cauza lui Satan, pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile sale. Vedeți, sunt tot felul de lucruri care te vor afecta. Tot felul de înțelegeri lumești bazate pe înșelăciune, pe șmecherie. Domnul va da la o parte heviții din viața ta dacă tu ai înțeles să te sfințești într-o seară ca asta. Poate te gândești și spui, dar eu sunt slab, eu nu pot, că de ani de zile fac același lucru. Dar Domnul îți garantează că el poate să vină de hac lăcomiei, poate, sau dorinței de înavoțire. Vine de hac fricilor din viața ta, temerilor, angoaselor din viața ta, fobiilor din viața ta. Domnul vine și va îndepărta orice lucru care te poate duce pe poteca compromisului. Apoi sunt fereziții. Sunt fereziții, în al patrulea rând, sunt locuitorii satelor fără ziduri de apărare. Asta înseamnă fereziții. Sunt păcate ascunse, sunt conflicte nerezolvate, sunt neiertările, sunt paraziții emoționali, sunt oameni carnali, oameni păcătoși care sunt în viața voastră, fereziții. Domnul vrea să scoată de la lumină
tot ceea ce este acolo ascuns. Spune în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Domnul este gata să atingă orice păcat este ascuns în viața ta. Poate sunt păcate care le mărturisești cuiva, dar sunt altele care generează pe cele pe care le mărturisești și alea nu le spui nimănui. Și ele sunt acolo, poate sunt traume, sunt abuzuri, poate este incest, poate este, sunt păcate, tot felul de păcate care au fost făcute când ai fost mică, când ai fost mic. Poate au fost angajamente demonice, poate au fost lucruri care au fost spuse. Domnul spune că va îndepărta dușmanii ăștia, fereziții din viața ta, acești dușmani tăcuți, ascunși în adâncul vieții tale. Domnul vrea ca să-i mărturisești, să-i dai afară, spune cine acoperă păcatele, nu propășește. Dar cine mărturisește și se lasă de ele, acela propășește, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta, amin, Domnul se ocupă, amin, și de păcatele tale ascunse. De care ți-e rușine, de care ți-e greu, de care ți-e groază, care creează așa un vid în fața minții tale și nu știi ce s-a întâmplat când ai fost abuzat sau abuzată. Dar Domnul vrea să aducă vindecare și pentru lucrul acesta. Mai este încă un popor, o categorie de popoare, ghilgasiții, care înseamnă mlaștina răzvrătirii, oameni răzvrătiți, care înseamnă de asemenea și îngrijorarea că nu vei reuși, care spune că nu vei putea să treci de situația asta. De fapt, cuvântul mai înseamnă locuitor în pământ argilos, în care vezi că simți că ți intră pe piciorul și nu mai ies afară, te simți că ești legat, simți că ești blocat și nu mai poți să ieși de acolo. Ei sunt ghirgasiții, mlaștina răzvrătirii. Și Domnul, sunt convins, spune în Filipeni capitolul 4, versetul 6 și 7, spune astfel: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când ești prea tare apăsat de talpa ghirgasiților sau ești cumva înrobit de ghirgasiți în această mlaștină a neîmplinirii, nemulțumirii, a îngrijorării că nu vei reuși să ieși afară, Domnul spune, vino și spune și mulțumește. Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai promis biruința. Mi-ai promis că nu mă vei lăsa, mi-ai promis că mă vei scoate afară. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, dau pe față acest dușman și spun așa cum spune cuvântul Tău aici, în versetul acesta, în versetul 10. Amin. Doamne, Tu ești în mijlocul nostru, în mijlocul casei noastre și Tu vei nimici dinaintea noastră pe cananiți, pe hitiți, pe heviți, pe pereziți, ghirgasiți, amoriți și ebusiți. Doamne, toți acești dușmani care păreau niște nume acolo, capătă cu adevărat sensul lucrurilor care poate stăpânesc viața mea. Poate sunt mai tari decât mine, poate sunt mai puternici decât mine și m-au ținut rob până acum. Doamne, dar a fost până acum! Că de aici încolo, Doamne, viața mea îți aparține Ție și Tu o curățești prin puterea sângelui Tău, Doamne! Haleluia! Mai este acum încă un popor aici, amoriții, care înseamnă cei distinși, cei impozanți, cei flecari, cei mândri. Pofta ochilor și lăudăroșenia vieții sunt lucruri care țin de lumea aceasta și lumea ne va duce totdeauna în fața ochilor. Amoriții sunt ăștia. Ei vor veni totdeauna în calea noastră să ne arate lucruri care sunt cumva totdeauna o formă de cumva să arate, poate și în biserică, să ne arate că suntem buni, suntem grozavi, împlinim lucrurile, suntem oameni credinței, Dumnezeu face pentru noi lucrurile deosebite și poate începem să ne mândrim, să ne cremă, să pretindem la cei din jurul nostru să se poarte cu noi de o anume manieră. Biblia spune, priviți pe cel de lângă voi mai presus decât pe voi înșivă. Smeriți-vă, dragii mei, pentru că spune în Filipeni 2 cu 6-7, căci Domnul Iisus
n-a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, a luat chip de om, de rob, a coborât până la statutul de rob, tocmai ca să aducă la împlinire exact această atitudine prin care noi putem intra în ce a făcut Hristos pentru noi, să devenim și noi, să nu ne erijăm cineva care putem avea pretenții, pentru că amoriții sau mândria sau trufia caută în orice moment să-și pună amprenta și să fure ceea ce ai făcut, poate din convingere sinceră. Și ebusiții, ultimul lucru care spun, este a de face cu cel care te strivește, și nu să mai insistăm prea mult aici, dar Domnul spune că prezența Domnului va fi cu tine și îi va mătura din fața ta. Cele mai tari vise ale lui Dumnezeu mor pentru că noi nu suntem gata să facem ceva ce ar părea ilogic sau irațional. Să știți, de multe ori noi spunem, dar nu sunt eu prost să fac asta, dar nu sunt eu, și folosiți în dreptul vostru cuvinte foarte urâte. Nu, Domnul vrea să spună că de multe ori te cheamă să faci lucruri care par ilogice. Crede însă în miracole că Domnul vrea să facă asta. Și spune acolo în versetul 14-17 că și-au strâns corturile, tabăra și au fost gata de terminat să câștige țara. Și râul, vedeți, a fost râul acesta a fost prea mare ca să facă un baraj, n-ar fi avut timp, n-ar fi avut materiale, n-ar fi avut să facă un pod sau să transporte pe toți 2 milioane, 3 milioane, 5 milioane de oameni cât au fost în bărci. Aveau nevoie de un miracol. Ce minunat este atunci când Dumnezeu merge înaintea ta și îți face loc, îți face drum, îți deschide cale. Vedeți, 40 de ani în urmă priveau la uriași și la problemele lor. Acum ei privesc la Domnul, dragii mei, privesc la Chivot, privesc la Domnul care merge înaintea lor și intră cu ei și îi duce în țara Canaanului, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că El avea un plan pentru ei. Amin. Și le spune, urmați-mă. Și preoții au trebuit să pășească în credință. Au trebuit să pășească în credință. Și miracolul nu putea să înceapă până când preoții, până când păstorii, până când liderii, până când cei care vorbesc cuvântul lui Dumnezeu nu conduc prin credință, nu afirmă cuvântul prin credință. Dragii mei, vă provoc la o credință îndoită în seara aceasta. Vă provoc să vă credeți în Domnul mai mult decât ați făcut-o până în seara aceasta. Și Domnul spune că este minunea Domnului care se va întâmpla exact în sezonul revărsării, când apa e mai mare, când epidemia e mai mare, când pandemia e mai cumplită, când poate temperatura e mai mare, când criza este mai mare. Dumnezeu îți va face un drum, El va face o cale, El va merge înaintea ta, El îți va birui dușmanii care sunt înaintea ta, El îi va înfrânge. El, Dumnezeu, este specialist în imposibilități. Ce fel de râu stă astăzi în față? Vreau să te întreb. Poate un râu de amărăciune, un râu de mânie, este un râu de mânie, poate de supărare, de frustrare între tine și Dumnezeu, da? Sau poate este unul revărsat de dependență, de tot felul de păcate, tot felul de păcate și de desfrâuri în viața ta care te îndepărtează de Dumnezeu. Sau poate este un râu al descurajării, al depresiei, al păcatelor nemărturisite. Dumnezeu îți spune acum că chiar în perioada asta, în vremea asta, când există așa de multe dezastre naturale și când există așa de multe situații, uitați-vă, se moare cu zecele de mii, cu sutele de mii. Deci Dumnezeu spune să faci un lucru, să înalți pietre de aducere aminte și să-ți amintești lucrurile care le-a făcut El pentru tine. Dragul meu, frate, scumpă soră, adu-ți aminte de câte ori te-a vindecat Domnul. Adu-ți aminte de câte ori a intervenit Domnul în viața ta. Adu-ți aminte de câte ori ți-a vorbit Domnul. Adu-ți aminte de câte ori ți-a scos piciorul din groapă. Adu-ți aminte de câte ori te-a înălțat și te-a întărit și acum te simți descurajată. Domnul spune, ridică-ți privirea și ațintește-ți privirea acum spre marele preot al mărturisirii noastre, cel care merge înaintea noastră, cel care este chivotul nostru, cel care este mărturia noastră, cel care este bucuria noastră. Și Domnul spune ultimul lucru și cu asta am să închei, mărturisește și spune-le altora ce a făcut Domnul pentru tine. Tu nu poți ține secret ce a făcut Domnul pentru tine. Tu nu poți acoperi, nu poți ascunde. Tu trebuie să fii copilul lui și să arăți și să spui, da, sunt copilul lui și El a făcut pentru mine lucrurile acestea. El merită să trăiesc pentru El. El merită să umblu pentru El. El merită să-mi dăruiesc viața. Domnul te cheamă în seara aceasta să mărturisești în continuare. Eu mă opresc aici, dragii mei, frați și surori. Mă opresc aici. Poate pentru unul, cel puțin o persoană,
A vorbit Duhul Domnului în seara aceasta și mă rog ca Domnul să te atingă și să nu te oprești doar la a face doar câteva din lucrurile astea, ci Domnul te cheamă să le faci pe toate. În primul rând să-ți atintești privirea spre El, apoi Domnul te cheamă în al doilea rând să-ți pregătești inima pentru El, Domnul te cheamă să urmărești instrucțiunile care Domnul le are pentru tine, apoi Domnul îți aduce aminte și spune: amintește-ți toate promisiunile care le-am făcut pentru tine, pentru că eu sunt gata să fac miracole pe care nu ți le imaginezi, pentru că eu sunt gata să-ți dau la o parte dușmanii și toate obstacole, pentru că eu merg înaintea ta. Și mă rog ca Domnul să cântărească în convingerea fermă că El merge înaintea ta și că ziua de astăzi în care te-ai pregătit va aduce un mâine al împlinirii viselor tale, care sunt de fapt promisiunile sale în viața ta. Domnul să te binecuvânteze la aceasta. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul pentru tot ce a fost în seara aceasta, pentru cuvântul Lui minunat. Între timp, dragi frați și surori, prima parte, undeva la 25-30 de minute, s-a șters de Facebook. Probabil că am atașat link-ul de Zoom și au crezut că am făcut reclamă. Mi-am dat seama de data aceasta de ce se șterge live-ul, se șterge pentru că am pus link-ul de Zoom ca să intrați cu fratele păstor și să comunicați în seara aceasta. Direct aveți posibilitatea aceasta să spuneți fratelui păstor direct cauza dumneavoastră către dumnealui. Dar ca să nu se mai șteargă, v-am atașat jos grupul de WhatsApp. Este un grup de WhatsApp, să știți, a acestei pagini Radio Salmi, acestui studio de radio, Radio Salmi. Acolo sunt frați, surori care au intrat și comunică între ei pentru rugăciune, cauze. Și totodată, cel mai bine să ne trimiteți cauzele pe WhatsApp, pentru că acolo le putem citi cel mai ușor. Și în seara aceasta vă spun din nou să trimiteți cauzele. Apăsați pe link, intrați direct în WhatsApp, apoi trimiteți cauza acolo, pentru că o pot citi cel mai ușor și cel mai bine. Tot acolo puteți să accesați cauzele, puteți să acceptați link-ul de Zoom, unde puteți să intrați direct cu fratele păstor. Nu le voi mai atașa pe Facebook link-ul de Zoom, frate păstor, că se șterge. Dar slavă Domnului că noi în spate avem un studio, emisiunea este înregistrată de la cap până la coadă, o să puteți găsi pe YouTube, se va vedea la o calitate mult mai înaltă decât pe Facebook. De acolo o să distribui din nou pe Facebook și o să puteți să vedeți tot ce a fost în seara aceasta. Amin. Să fiți binecuvântați, deci vă așteptăm și pe WhatsApp, eu o să încep să citesc cauzele pe WhatsApp. Frate păstor, între timp, dacă sunt cauze, aș vrea să intervină frații în seara aceasta și să aducă ei cauzele. Eu am să dau drumul la microfoane, la toți, și apoi au să poată să vină să spună ceea ce Domnul, pentru cauzele pentru care să vă rugați. Amin. 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 Aș vrea ca să nu dureze mult, fiecare frate și soră să aducă cauza și apoi, după ce aduce fiecare soră și frate cauza, să poată să vă rugați pentru ei. Amin, amin. Dacă ne auziți cei de pe Zoom, puteți să începeți să spuneți pe rând fratelui păstor și vă rugăm să nu faceți mare gălăgie. Deci să aici emisiunea este transmisă și înregistrată, îmi spargeți timpanele pe monitoare. Așa, frate Relu, Domnul să te binecuvinteze. De câte ori ai auzit cuvântul creștin, mă de drag și văd că Dumnezeu lucrează. M-ați ținut și m-ați susținut în rugăciune și mai am nevoie pentru fratele meu, Robert.
copiii care sunt nemântuiți și ori luat calea avea, doresc ca să-i aduceți în rugăciune și să vă dea Dumnezeu binecuvântări cerești și puteri. Amin. Sora Anicuț, nu, sunteți sora? Mariana Trei. Mariana. Da. Da, Mariana Trei, da. Da. Deci mai avem pe WhatsApp cauze, ne spune așa. Încep eu să citesc, frate păstor, până va mai interveni cineva. Da. Dar acum să vreau să citesc eu cauzele. Între timp, după ce voi termina, pot să mai urmeze și alți frați. Deci ne scrie Anișoara Turicianu: Domnul să vă binecuvânteze, frate Adrian și frate Relu. Vă rog să vă rugați și pentru copiii mei, Marius cu familia lui și Iulian cu familia lui. Vă rog să închideți microfoanele, cei care aveți deschise. Vă rog să vă rugați și pentru copiii mei, Marius, cu familia lui Iulian și cu familia lui, ca Domnul să-i ferească de acest virus, pentru că au intrat în contact cu două persoane. Bun, deci cauza este să ne rugăm pentru Iulian și familia lui, Anișoara Turicianu. Da. Melana Suciu spune: vă rog în numele Domnului să ne rugăm pentru copiii mei, ca Dumnezeu să-i mântuiască. Amin. Amin. Tanta ne spune: vă rog să vă rugați și pentru mine și fetița mea, este însărcinată, are 2 luni jumate și un băiețel... Am pierdut mesajul. Și așa. Și este bolnavă de COVID. Deci pentru tanta, spune, pentru fetița, pentru fata dumneai, dacă are un băiețel, este fată, nu mai este o fetiță, care are 5 anișori. Deci pentru fata dumneai, care este însărcinată în 2 luni și are un băiețel de 5 anișori. Așa, este bolnavă de COVID, Domnul să-i vindece. Ioana spune: aduc și eu soțul meu înaintea Domnului, ca Domnul să ridice din nou după voia lui. Amin. Ieronim este numele lui. Pentru sine, pentru el vrea să ne rugăm, da? Pentru Ieronim. El, pentru Ieronim, ne roagă Ioana. Domnița